Vă pup și vă iubesc, George mă numesc și astăzi vreau să vă fac un vlog despre o legenda a României, legenda lui României din cap până în picioare, Coco Angel. Băi fraților, Coco Angel, ca să înțelegeți, ce, să înțelegeți voi ăștia care nu sunteți bă din București și urmăriți, să înțelegeți și voi. Băi, Coco Angel, în 1980, perioada 83 până în 90, a terorizat mâncava și curava asta tot ce înseamnă România și la pârnaie și afară. Deci a terorizat omul, tot ce însemna șmecherie la nivel de, de Bă, fraților, erau gabori de la circa 14, care când avea cât un mandat să-l aresteze pe Coco, era cea mai mare teroare din viața lor. Nu aveai mă cum să-l arestezi după Coco, ești nebun, ăla la aruncat cu ei în sus, cu mașini, cu tole răsturna jepurile, înțelegeți? Deci omul șmecher rău de tot la nivel de ciumecăreal. Și asta poate să o confirme toată lumea și toți băieții care au fost pe lângă el, că el a avut foarte puțin prieteni, ca să țineți voi minte. Ăștia care vă dați prietenii lui Coco, Angel. El a avut foarte puțin prieteni și singurul om de care el nu... Într-adevăr, singurul, singurul om, care, care, singur om care nu i-a fost niciodată frică de, de el a fost nașul lui. Atât. Cine știe, știe de cine vorbesc. a Victor Tarcea, ca să vă dau și nume. El a fost singurul om care bea cu Coco liniștit și n-avea niciun fel de probleme. Alții ceilalți, când bea Coco și erau la masă toți, erau toți cu scaunul care care mai de care să fugă că dacă se supără Coco. E, apropo de, de chestia asta, cum l-am cunoscut și eu pe, pe pe Coco într o situație de asta, să vedeți ce înseamnă caractere și caractere. Deci fanespoitorul, jmecherul diplomației astea și Coco Angel, legenda României, dar în modul lui mâncațe și omul era rău. Ați înțeles ce vă spun? Adică omul era, fratele meu, era... Nu te jucai cu el, înțelegi? Și așa avea momentele lui de, de dublă identitate în care toată lumea fugea, înțelegi, din calea lui. Ce credeți, frații mei? Timpul lui Ceaușescu, nu mai țin minte cât era, 86-87, ceva de genul ăsta. Mă sună mătușii pac, ce faci mă, ce să fac? Zice, vezi că mi-a zis Ion că vrea să vină și el să, să vadă niște filme. Înțelegi? Ori vine la voi, ori dacă nu, vină tu cu video la noi. Și eu ce îi spun acum, că mă apucat și eu să fumez, înțelegi? Și ce îi spun? Zic, mătușe, las că iau video și vin la tine eu. Spune-i Ion că vin eu la, la... la... la tine. Bine, mă, acum mătușimea era cu Livia mică, avea câteva luni fata, înțelegeți? Unchii meu, Libanu, era la pușcărie, Libanul cu Coco, frați, 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 toată viața lor. Gata, mă, iau video, cu câteva casete, hai acasă, la la mătușimea. Mă duc la mea acasă și ce credeți mâncavă și gura voastră că se întâmplă, pac, apare și Coco apare Coco, ce faci nepoate, cu tare, păi, uite, ți-am adus eu acum, că, uite ce filme ți-am adus, astea, astea, că voi știți, mă, în perioada aia ce filme să urmăreau. Era ăla cu Rambo, ce filme mai erau? Mai erau câteva filme șmechere, șmechere așa care le urmăream noi și de-astea cu, cu bătaie mai multe, deci era totul de bătaie, cu Chichician, cu Bruce Lee, cu nebunii de -astea. înțelegeți? Și am adus eu câteva casete, punem noi video, pac, îl montez, pac, pac, acum așteptăm să vină niște prieteni de lui. înțelegi? Bă, nu mai știu cum îi chema pe oameni, dar mi se pare că unul era șarpe și palanță, ceva de genul ăsta. Nu vreau să, 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 greșesc, că eram foarte mic, bă, vă dați seama. Era mic, nu știu, nu știu, nu mai țin minte numele la oameni. Deci doi băieți erau, doi băieți de oraș, care unul dintre ei țin minte că era pungaș, nu mai știu care dintre ei. Că vorbeau de, de pungășeală, de șmecherie. Și Bineînțeles, noi oamenii, ne punem și mea să mâncăm, o masă frumoasă acolo, mâncăm cu tare, acum și mea să duce, ea stătea în bucătărie. Adică și făcuse în bucătărie acolo, pe timpul ce au cum cum vă spun. În bucătărie acolo, fiind fata mică, ea și făcuse cum ar veni un, un dormitor acolo, într-un colț, să poată să doarmă la căldură, că se dădea drumul la, la gaze, că era frig de mierlei, -mi înțelegeți? Și fiind fata mică să țină cald în temperatură, știi? Acum ne-a pus și mea să mâncăm. Mâncăm noi frumos, pac, s-a că ei, deschid o sticlă de vin, au început să bea. Ce hai ne poate, dă drumul la film. Bă, toate bune și frumoase. Băi, nene, mă uitam așa la el, mâncava și gura voastră, că acum țin minte, băi, ce om, bă, cât am mai om, mă și gura voastră. Mai măcuț, mea avea niște mâini, mâini, frații mei, bă, ceva imens, mă, mă, ce să spun, un om mare, rău de tot pentru mine, cum îl vedeam eu, știi? Și l admiram așa în secret, mă uitam la el așa, știi, mamă, îi luam, înțelegi, și cum era îmbrăcat și cum vă dați seama, Coco Angel mâncava și cu asta. Cine era? Și, pa, pun filmul ăla, pac, să uite ei la primul film, tu, după aia, hai de domnule, să mai facem o pauză, mai facem o pauză, mai bei un pic, hai, mai le pun și al doilea film. Înțelegeți? Bă, frații mei, le pun al doilea film. Al doilea film, țimite era cu ăla, cu, cum îl cheamă, pe nebunul ăla, cu Chuck Norris și cu Bruce Lee, El eu Ăla, mă, cu oglinzile de să bătea ei de cutare, înțelegi? Că stătea, stătea Coco și făcea u, oh, u, oh, 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 oh. adică treiau momentele alea, mă uitam la ei, zic, mamă mamă. mă. toată perioada asta când ei se uitau la filme, vă dați seama că eu le văzusem de 400 de mii de ori, eu îi urmăream, știi? Și ascultam ce vorbeau ei, ce, înțelegi? Adică și eu, șmecheria, înțelegi? Să aud ce zice ăla, ce face ăla. Curios. Bă, fraților, ce se întâmplă? Vede de ăștia și filmul ăsta, ba, mă, s-au oprit să povestească că ăla era mai bun, ăla era mai bun. Da, ce bun din gură, biun, că dacă era ăla, îi făcea nu știu cum, cu tare, cu tare. discuții de film. Băgăm al treilea film în cață și un film de groază, țin minte. Băi, nene, eu cu filmele de groază niciodată în viața mea n-am fost prieten. Dar asta a vrut el să-l vadă pe Mă bă, băgam și al treilea film. Să uite oamenii și la al treilea film. Totul bine și frumos. Acum, ce zice ăsta, unul dintre băieți? spune: zice, băi, mai deschid o sticlă de vin. Că era sticla de vin, era la frigider, la mătușii mei acolo. Și ce spune mie? Zice, ne poate întâi tu la mătușii acolo și iam, i-am sticla aia din frigider. înțelegeți? Mă duc, că iau sticla la om, frumos. Apuc omul, deschide. De ce băuse o sticlă de vin, mă, ca să înțelegeți? Nu să băuse cine știe ce. Și e pac, au început ei și au mai pus și Acum în pauza ei începuse o discuție. Prietenește ai doi aluco cu, cu, cu între ei, nu știu ce discutau ei în contradictoriu, nu știu ce se întâmplase, unul dintre ei să fugă în Franța, nu știu cum, ceva de genul ăsta, că orică i-a turnat și i-a dat înapoi, ceva de genul ăsta se întâmplase. Ca atunci în perioada aia și ce făcea multă lume, mulți băieți de oraș, plecau de la, se duceau la Herculane și își luau o excursie de asta, de la Herculane puteai să te duci în Ungaria. Înțelegeți? Cu excursie. Dar trebuia să fii, cum să vă spuneți să, vă, să, să, fii fără ca asta, cum ziceam, fără cazier, ca să poți să ieși. Și multă lume care au ieșit, a ieșit și Pinocchio, a ieșit și Auric atunci în perioada aia, care ieșeau în Ungaria, de acolo plecau către Occident și nu se mai întorceau. În schimb, Aurică, Unchi, și cu Pinocchio s-au întors înapoi. Ei au, nu știu cum i-a dat, au căzut arestați pe acolo și i-au extradat ăștia în țară, că i-au omorât poliția, miliția, cum era atunci, până, la, până i-a dus la București. Și ce credeți, mâncava și gura voastră, că, pac, haide mai punem un film. Mai punem un film ăsta, filmul ăsta de groază. Acum eu, mamă, stăteam așa și mă gândesc, doamne, să mai termină filmul ăsta odată, că nu plăcea, bă, mie de firme de groază, totdeauna am avut frică, așa, știi? Și, bă, nene, la un moment dat, pe la jumătatea filmului, ce credeți, mânca și voastră că se întâmplă, Coco zice, băi, mi m-a dus să mă culc. Acum se duce omul în dormitor și să bagă în pat să doarmă. Gata. Ăștia ce? ce? ne poate mai pune și tu o pauză un pic, să mai ne recăm și dăm drumul după aia. Bun. Bun, ăștia au pauză, ca au început, au început ei să mai mănânce pe acolo, mai la prășeală, băi, și ce credeți, una peste alta din, din astea ale lor, că ei aveau o contrazicere, orică fusese amândoi și unul și se întâmplase ceva, ori se contraziceau de la ceva, nu mai țin minte exact, ți-am spus, erau, v -am spus, ei au vorba de, de plecarea asta lor în, în Occident și nu știu cine a greșit și ce s-a întâmplat. Bă, fraților, acum ăștia între ei mâncavă și gura voastră. Bă, să moară mă cuța mea. Unul dintre ei avea vocea mai, mai voluminoasă, așa, nu? Mai, mai cum să zicem, mai puternică. Bă, și cum discutau ei, cum discutau, ăsta a început să ridice vocea mai tare. O, 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 cu tare, cu tare, cu tare. Acum, mătușii era cu copilul, înțelegeți? Mă, cum a deschis ei cum a ridicat ei vocea, s-a trezit Livia, mă, și a început să plâng. Ați înțeles? N -n -n -n, verișoară. Avea câteva luni. Bă, frații mei, bă, s-a trezit Coco, a venit în sufragerie <gâng> și s-a moară toată familia mea de nu i-a spart din bătai ca să țineți minte. Mă, i spart din bătai I-a omorât pe prietenii lui din bătaie, că să moară familia mea de n-au rupt ușa amândoi să iasă, să, să fugă și să, să scape de mâinile lui. Fut și ți minte că zicea, fă vă morți în gură, dar vorbiți tare, stați să vă dau eu, să nu mai vorbiți niciodată. Băi nene, ia mă, bă, frații lui, prietenii lui, ca să vă dați seama, deci până să duc omul la culcare, erau frați toate bune și frumoase. E, cum s-a trezit omul din somn, că asta vă spun, mă, că omul era, mă, era, înțelegeți ce spun, cu ăla nu era de joacă, dar aia a fost teroare la multă lume. Mulți care au încercat, au încercat, o știți voi, și ăla care l-a tăiat pe la spate să-și facă firmă, nu sti clar, celălalt, de la a bătut topcanezul până în trei săptămâni a renunțat la, la viață. Ați înțeles? O rău de tot, bă, și ce să vă spun, toată lumea și ia de frică, mânca vă și cura Toată lumea și ei care zicea că prieten cu el, de unde? Și toată lumea de frică. Inclusiv Topcanezu, inf... tu nebun, toată lumea, când se vorbea de Ion, a venit Ion, s-a terminat cu jmecherie. Ați înțeles? Cât era de Topcanezu, de Topcanezu, când n-ați văzut că l-a tăiat băiețașul ăla. Că de asta spun, copiii lor, eu știu povestea la părinților. Dantes. Da? s-a dus Topcanez în vizită cu lanțul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar astea sunt povestiri care puțin le știu, puțin le știu. Înțelegeți? Doar băieții, băieții care erau în perioada respectivă. Dar eu am trăit acolo, cu toate că eram foarte mic, le știu. Ați înțeles? Și de asta spun, Coco a fost legenda României, mă, ciumec, bă. Bă, Coco n-a fost șmecher, a fost ciumec, ciumecul cu României. Ca asta e diferența între șmecher și ciumec. Om a fost ciumec cu Românie. ești nebun la cam, nu murea nimeni. La Mars noi o odată, pe, la Mars. I-am luat banii lui fratele lui Picu la Barbut și era omul matol. Și a doua zi s-a dus omul la, la Coco și a venit cu Coco, la Guzganul, la tineretul acolo. Bineînțeles, când a venit Coco și a dat cu pumnul masă, bă, stai fratele meu, ce i-ați făcut? Că ta trebuie să se dea banii, toți banii care nu avea cum, normal nu se făcea și ceva, dar că era Coco cine era și omul s-a dus la Coco, s-a dat banii înapoi. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci nu era de joacă cu Coco. Ăla n-avea diplomația lui Fane și nici dulceața lui Fane Cu Coco, dacă, dacă spunea că te bate, fugea lumea câte doi ani din, din rază. Să nu cumva să Înțelegeți? Deci a fost teroarea șmecherilor, ca să țineți minte, Tora, teroarea șmecherilor. Adică șmecherii erau oamenii producători în perioada aia. Cine producea? Bișnițarii, și șplingarii. E, omul era teroarea lor, ca să țineți minte. Vă pup și vă iubesc și nu uitați. La, like, share și subscribe, băi. Vă pupă fratele vostru.